și pentru săgetători interesant această schimbare a nodurilor lunare. Ce le pot spune, Vanessa? Schimbarea de vibrație a nodurilor lunare este pentru săgetători o gură de oxigen. Da, este favorabil, într-un semn Da, favorabil. pentru că au energiile de pe axa pești-fecioară s-au descărcat pe săgetători și pe gemeni. Și numai bine nu le-a fost, a fost și Jupiter în quadratură și sunt convinsă că atât gemenii cât și fecioarele au avut, cât și săgetătorii, au avut un an 2016, nu știu dacă neapărat dificil cu evenimente majore, dar în orice caz săcăitor și epuizant. Acum, pentru ei, lucrurile stau mult mai bine, odată cu intrarea nodului nord în leu. Și chiar de săptămâna aceasta, cu o vibrație accentuată pe semne de aer și de foc, lucrurile sunt mai pe înțelesul săgetătorilor, sunt mai în flux, ca să spun așa. Pe de altă parte, Saturn, Da, după. mai puțin enigmatice. Da, exact. Reușesc să înțeleagă despre ce este vorba, ceea ce pentru săgetători întotdeauna este foarte important. Au avut, n-aș, săgetătorii sunt în general isteți, dar au avut de-a face cu Sunt un. chiar înțelepți. Da, unii dintre ei chiar înțelepți, dar au avut de luptat cu un noian de date. Fecioara le-a adus o muncă de chinez bătrân pe care săgetătorii o detestă, și anume să ia lucrușorul bob cu bob. Și pe de altă parte, Saturn le-a blocat perspectiva. Ori să ții un săgetător la genul ăsta de muncă, Tu fiind săgetătoare. eu fiind săgetătoare, printre altele, da? Este sigur exasperant. Dar acum, după acest efort, eu sunt convinsă că pot să tragă niște bilanțuri corecte. Dacă nu s-au lăsat momiți de răspunsuri ușoare sau de răspunsuri date de alții, de soluții Sau facile, de persoane superficiale. sau de persoane superficiale, cu siguranță săgetătorii, după acest an foarte obositor, sunt mai siguri pe ei, mai înțelepți și eu cred că și-au deschis și orizontul în multe domenii. Acum, Saturn, tot anul acesta, va parcurge în mișcare directă retrogradă și apoi directă ultimul decan în care se simte cel mai bine. Și oferă o bază solidă de lucru pentru săgetători ca, pornind de la aceste concluzii parțiale în care au ajuns până în acest moment, să construiască lucruri pentru viitor. Și cu nodul nord în leu, cu siguranță vor găsi un parcurs de viață sau o nuanță în parcursul de viață care să-i ajute să se definească mai bine și să obțină rezultate mai bune. Toate modificările din această perioadă și pe ei va afecta această, de fapt, i-a afectat această lună neagră în ultima casă astrologică. Pluto, de asemenea, a venit și el cu forța lui. În orice caz, este o perioadă în care și ceea ce urmează se întâmplă lucruri cu un scop atât de bine determinat încât oricum nu se plictisesc. S-ar putea să vadă anumite persoane pe care până acum le vedeau mai întunecat într-o lumină favorabilă și invers. Cam asta a făcut Luna Neagră, a schimbat Exact. niște roluri. Adică credeai că te poți baza pe X, nu prea te poți baza pe X, dar pe Y credeai că nu te poți baza și iată că te poți baza. Deci a existat o rocadă în planul relațiilor, bizară, aș spune, pentru că Luna Neagră, sigur, vine cu lucruri destul de stranii, cu lucruri bizare, cu lucruri mai mult legate de o natură ascunsă. Nici ei n-au înțeles foarte bine ce se întâmplă, dar înainte ca un nativ săgetător să înțeleagă ce se întâmplă, iată că lucrul s-a și întâmplat și o persoană care era pusă pe piedestal brusc a fost aruncată la un nivel de discreditare totală și invers, exact cum am spus, alte persoane au venit într-o poziție de forță. Un aspect destul de epuizant, pentru că săgetătorii nu au neapărat timp de pierdut cu astfel de chițibușuri din punctul lor de vedere, adică stați să analizăm caracterul oamenilor și așa mai departe, dar este important totuși caracterul oamenilor pentru că de aici ne vine forța. Da, și cred că au avut multe surprize. Din calitatea oamenilor cu care interacționăm, nu putem funcționa doar pe cont propriu. Pot veni prieteni din trecut, reveni în viața nativilor săgetători, dar cu modificări în destinul lor, adică poate cu o nouă abordare, cu o nouă reprimire și așa mai departe. Nu este bine, zona aceasta financiară rămâne o zonă controversată, adică pot exista câștiguri majore, dar sunt și cheltuieli pe măsură. Pluto nu doarme, nici o clipă nu se odihnește, e ca și când este o perioadă de agitație permanentă, de lipsa odihnei, dar nu este o perioadă stagnantă în care nu au câștig. Dimpotrivă, pot exista câștiguri majore,
nu îi sfătuim să facă împrumuturi mari pe care nu le pot susține. Dacă fac așa ceva, mă refer la împrumuturi mari, trebuie să fie foarte sigur că pot susține acel tip de împrumut, să aibă toate detaliile de care au nevoie, să ia în calcul și situații de criză sau situații pe care cu care nu se confruntă în momentul de față. Un alt aspect important forțat tot de Saturn la această maturizare incredibilă pe care săgetătorii au de făcut, să fie sigur că ceea ce li se oferă este real. Că persoana din fața lor este o persoană autentică, o persoană cinstită, sinceră și că nu există acea nuanță de, oarecum să o spunem pe șleau, acea situație de trombon. Adică că nu sunt tromboniți, că nu sunt mințiți sau chiar trași pe soară. Uh-huh. Să lămurească anumite lucruri cu cei din jur este iarăși un aspect pe care Jupiter, într-o casă responsabilă cu oamenii cu care au de-a face, o solicită. Dezbateri pe anumite probleme importante, luna nouă vine cu o dezbatere relevantă chiar zilele acestea. Și cu siguranță putem spune că săgetătorii intră într-o perioadă de mare ținută spirituală, cu o lumină extraordinară pe destinul lor, dar de parcă ar sta cineva în spate cu un catalog de note sau cu o armă periculoasă, cineva stă oricum în spatele lor și îi cam supervizează ușor de pe un ton dur, că trebuie să facă numai anumite lucruri și să nu mai facă alte lucruri. Nu e un an la fel de dificil ca anul trecut, dar rămâne un an. Rămâne un iz. Exact.